Sebastian Colțescu, arbitrul care deține recordul de meciuri conduse în primul eșalon al fotbalului românesc, 388, a arbitrat sâmbătă pe stadionul Parc din Lărești, ultimul derby al Ligii a 4-a Argeș în acest sezon, meciul dintre Zimbri Lărești și Speed Academy Pitești. A fost însă un meci fără o miză prea mare pentru mușceleni, care, rămași la 4 puncte în spatele liderului, și-au pierdut orice speranță de a reveni în fruntea clasamentului, chiar și în cazul unui succes. Pe teren, în schimb, sub privirile președintelui AJF, Cătălin Popa, cel puțin prima repriză, a fost una atractivă, cu goluri multe și răsturnări de rezultat. 1-0 pentru Zimbri Lărești, 1-1 și 1-2 înainte de minutul 20, 2-2 la ultima fază înainte de pauză. Au marcat Cosmin Leca, sărbătoritul zilei, și Mădălin Delcea pentru gazde, respectiv Robert Dalu, de 2 ori. După pauză nu s-a mai întâmplat nimic notabil, scorul final a fost 2-2, astfel că păstrând 4 puncte avans înaintea ultimei etape, jucătorii de la Speed Academy Pitești au sărbătorit chiar la Lărești câștigarea titlului în acest sezon. S-a încheiat și s-a încheiat bine. Da, din fericire pentru noi este pasul al doilea pe care l-am făcut de când am venit la echipa asta și sunt 7 luni. Primul pas a fost să trecem pe primul loc, pentru că și de la Zimbri erau pe primul loc și am trecut. Pasul al doilea este să terminăm campionatul pe primul loc și astăzi matematic suntem campioni, iar pasul al treilea, și o să ne gândim de luni începând, este câștigarea barajului cu cei de la Nanos. Cum vezi această întâlnire, barajului? Orice meci, vă dați seama că este cu o miză mare, mai ales de promovare în Liga a treia. Sunt jucători cu experiență, jucători care au jucat la nivelul Ligii a treia, a doua și chiar a întâia, Buleică și Buș. Sunt jucători care au jucat în Liga a întâi, însă mergem montați și conectați 100% să promovăm și să îndeplinim și cel de-al treilea obiectiv, acela de a promova în Liga 3. La sfârșit vreau să felicit pe cei de la Lărești pentru că s-au dovedit un adversar combativil care a reușit până la final să strângă 63 de puncte și față diferență de locurile 3 și 4 sunt aproape duble și au reușit să strângă aproape și ne-au ținut și pe noi montați aproape până în ultima etapă. Și felicit pentru asta și urez și lor baftă în continuare. În cealaltă partidă a rundei în play-off, AFC Costești CS Domnești s-a încheiat 3-2 după 1-2 la pauză. În play-out, etapa cu numărul 6, s-au înregistrat următoarele rezultate. DLR Pitești, Internațional Valea Iașului 3-1, ACS Poiana Lacului, CSC Suseni 5-1 și Victoria Buzoiești, Dacia Ștefănești 5-1. FC Pitești 2008 a stat.